Profesorii de religie din județul Suceava au participat astăzi la întâlnirea anuală de lucru. Consfătuirea a fost organizată la Teatrul Matei Vișniec din municipiu, în prezența preasfințitului părinte Damascindor Neanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Întâlnirea a cuprins și o conferință susținută de profesorul emerit Constantin Cucoș, specialist în științele educației. Consfătuirea profesorilor de religie a fost organizată astăzi de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. În deschidere, preasfințitul părinte episcop Vicar Damaschin Dorneanul a transmis un cuvânt de binecuvântare din partea anal preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic. Sunt aici pentru a transmite prețuirea Cuvântul de încurajare și binecuvântarea Părintului Arhiepiscop Calinic, preocuparea în al preasfinției sale, preocuparea sectoarelor de la centru eparhial care sunt implicate în actul educațional față de disciplina religiei și când spun disciplină, mi se pare că e un cuvânt searbăt, prea puțin, este a fost una constantă, intensă și îndemnătoare la adâncime. Nu doar ora de religie este în atenția în al sale și a centrului parhial, ci și multe alte activități cu elevii, cu tinerii, care toate să fie puse așa înaintea Domnului și El să le binecuvinteze și să le facă multor roditoare. Aș dori să vă mulțumesc, să vă mulțumesc în numele în al sale, să vă mulțumesc în numele bisericii, și cu sfială, zic, și cu emoție și cu sfântă îndrăzneală, să spun, să vă mulțumesc în numele Lui Dumnezeu, că dumneavoastră sunteți mâinile Lui și, într-un fel, a zice, gura Lui pentru acei copii. Cadrele didactice prezente au primit felicitări și încurajări și din partea reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Noi toți, indiferent că ne aflăm la bucurie, la necaz, la moment de răscruce, de restriște, avem nevoie de educație spirituală, avem nevoie de educație religioasă, avem nevoie de Dumnezeu. La eveniment a participat și părintele Constantin Ciprian Blaga, consiliere parhial la sectorul cultural. Cei neștiutori și neîntăriți au nevoie de călăuze, care să-i învețe și să-i călăuzească. Aceasta cred că este întâi de toate menirea dumneavoastră a profesorilor. De altfel, până de curând, era importantă creșterea într-o tradiție, iar relația maestru-ucenic, profesor, elev, dacă vreți, era una experiențială și foarte personală. Ei erau călăuze. Consfătuirea a cuprins și conferința virtuți axiologice ale predării religiei în școală, susținută de profesorul Constantin Cucoș, cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași. În semn de apreciere, Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul a oferit cunoscutului profesor, din partea anul al Părinte Calinic, Ordinul Crucea Bucovinei. Am adus în atenție și am problematizat o serie de nevoi să spunem, de perspectivă în legătură cu îmbunătățirea programelor școlare, mai ales la nivel de liceu, cu posibilitățile de realizarea unor legături ale predării religiei și cu un context mai larg de natură interdisciplinară, să vedem în ce măsură, predând religie, putem să deschidem uh, perimetrul acesta cultural și către alte orizonturi de care elevii uh, actuali au nevoie. Am lansat astăzi seria activităților metodice de la nivelul disciplinei religie pentru anul școlar 2024-2025, Tema activităților noastre în întreg anul școlar va fi una și aceeași. Crearea de contexte colaborative pentru exersarea valorilor în ora de religie. Am lansat în același timp activitatea celor cinci centre de performanță la religie, pentru că e nevoie să dublăm prioritățile de învățare, prioritățile de formare și în felul acesta există copii care își doresc să facă performanță, există tineri care vor dori să susțină bacalaureatul la disciplina noastră și trebuie să le ieșim în întâmpinare. În cadrul evenimentului a fost lansat și volumul comemorativ dedicat părintelui Iachin Tunciuleac, fostul stareț al mănăstirii Putna, pregătit cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea sa. La final, participanții au avut ocazia de a vizita salonul cărți pentru suflet, al editorii Crimca.